pus problema care este modul în care putem noi, în interiorul editurii, serba în modul cel mai respectabil centenarul. Și felul în care o facem prin această carte este de a trăi, de a propune adevărul și frumusețea lui împotriva festivismului. Riscul e de asumat. Pentru că, așa cum vă spuneam, sunt câteva locuri de care nu te poți apropia fără să nu stârnești oprobiul public și rezultatul manipulării mentale a zeci și zeci de ani. Profesorul Oliver Ian Schmidt are în spatele lui un episod teribil ca istoric. În 2012, o carte a lui despre Albania a fost publicată în traducere în Albania. În această carte, respectându-și meseria, profesorul Schmidt a arătat că eroul național albanez, Skanderbeg, eroul național, cel mai mare erou al poporului albanez, a avut strămoși pe linie maternă sârbi. Acest lucru a fost considerat, era indiferent că era demonstrat, că era adevărat, o blasfemie. Știți ce s-a întâmplat? Traducătorul cărții, unul din mari oameni de cultura Albaniei, s-a sinucis, pentru că n-a făcut față presiunii opiniei publice asupra lui și a copiilor lui la școală. Eu sper să nu veniți cu același deznodământ asupra noastră. Vreau să spun că doresc ca această carte să nu provoace linșajul editorului și al traducătorului. Și dacă e o schimbare, dacă într-adevăr rămâne să construim pe prezent, atunci și faptul că scoatem asemenea cărți, cred că face parte din etosul actual al prezentului și din lucrurile pe care ne putem baza. S-ar putea ca într-o bună zi, dacă lucrurile merg mai departe așa, să nu mai să fie interzise asemenea cărți, să existe cenzură, să se închidă instituții, să se închidă edituri și așa mai departe. Putem fabula până la deznodăminte dramatice. Și am să închei pentru că, fiind anul centenarului și fiind un târg de carte la care ne-am străduit să propunem lucruri cu adevărat deosebite, aș vrea să știți, după gustul sau după judecata mea, care sunt cele mai importante cărți, să vă ghidez, dacă vreți, dacă îmi dați voie, așa cum ar face un bucătar care își prezintă felurile deosebite pe care le are în seara aia în restaurant. Am să vă arăt 7-8 cărți care, în opțiunea mea, sunt cărțile cele mai importante ale târgului pentru Humanitas. Un volum colectiv vin rușii. Nu vă spun nimic despre ele, vi le semnalez. Are ca autori pe Sabina Fati, pe Vitalie Ciobanu, pe Valentin Naumescu, pe Ioan Stanomi și pe Marian Voicu. Marian Voicu. Fake news, manipulare, populism. Matrioșca mincinoșilor. O carte absolut tulburătoare, prin care veți intra... Am zis că nu spun nimic despre ele. În culisele ticăloșii absolute la care ajung conducătorii criminale ai lumii. E o carte formidabilă scrisă de Beata de Robien, Blestemul Svetlanei, povestea ficelui Stalin. Un autor pe care l-am descoperit anul ăsta, deși el e publicat ca autor al lui Poliron de ani de zile, dar a trecut la Humanitas, unul din cei mai mari prozatori din clipa de față din Europa, pe care l-am descoperit anul ăsta, vă spuneam, și care mi-a luat suflet. Cătălin Dorian Florescu, bărbatul care aduce fericirea. Mi-a tăiat respirația de la prima pagină. Viața lui Arsenie Boca, s-a vorbit despre ea. O carte pe care o voi prezenta mâine și care iarăși mi-a deschis ochii asupra speciei umane
și a experiențelor care se pot face cu un popor de milioane, miliarde de oameni, China în 10 cuvinte a unui celebru scriitor chinez, Yu Huan. Jurnalul unei epoci, a lui Denis de Rougemont, autor celebru. E importantă pentru că jurnalul epocii se referă unul din volume la Germania anilor 35-36. Să vedeți cum poate privi un om ceea ce se întâmplă sub ochii lui, fără să știe ce va urma. De asta nu vă mai vorbesc, am vorbit acum. O consider în continuare cea mai importantă carte a târgului pentru noi. David Eagleman, Creierul, povestea noastră. Este cartea unui neurofiziolog celebru care spune povestea a ce se întâmplă în mintea noastră pe înțelesul absolut tuturor. Vă mulțumesc!